Astăzi, în cadrul primei ediții a Zilei Portului Popular, vor fi premiați 45 de absolvenți, șefi de promoție, care reprezintă cei mai buni studenți de la toate programele. Gala Performanțelor 2021, aflată deja la a 10-a ediție, este un concept al Universității de Stat din Moldova, prin care se aduce recunoaștere acelor studenți care s-au remarcat prin performanță pe parcursul anilor de studii și s-au implicat în diverse activități și proiecte științifice și de responsabilitate socială. Pe lista premianților Galei Performanțelor USM din acest an se află 45 de absolvenți, șef de promoție 2021. Jurnalism și științe ale comunicării, media 9,15. Victor Dvorețchi, specialitatea business și administrare, Facultatea Științe Economice. Igor Șarov, rectorul Universității de Stat din Moldova, vine cu un mesaj de susținere și felicitare pentru toți absolvenții din promoția USM 2021. Să nu uitați niciodată că sunteți absolvenții universității noastre, așa cum sunt Andrei cu Nadia. Să purtați acest sentiment de mândrie pentru universitate și pentru facultățile pe care le-ați observat și nu ezitați niciodată să vă vizitați profesorii și dascălii dumneavoastră. Un dascăl de meu îmi spunea că istoria este succesiunea generațiilor. Dascălii mei mi-au înlocuit un sentiment de patriotism pentru instituția pe care am absolvit-o și în care activez. În egală măsură, să faceți dumneavoastră acest lucru. Drum bun în viață și nu uitați de Universitatea de Stat din Moldova, alma mater. Adrian Dupu, secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, de asemenea vine cu un mesaj de felicitare pentru șefii de promoție 2021. Vreau să vă felicit pentru că ați reușit să fiți cei mai buni dintre cei mai buni. Și vreau să vă spun că aveți o mare responsabilitate, pentru că toată lumea privește spre voi cu încredere că reprezentați viitorul acestei țări. Voiam, înainte să vorbească domnul rector, să vă spun că îmi pare rău pentru voi că terminați studiile la USM chiar acum când domnul rector a preluat această poziție, pentru că sunt convins că va transforma universitatea aceasta într-un și mai mare motiv de mândrie. Dar după ce l-am auzit că aveți asigurate locurile la master plus locurile la cămin, vă invidiez și vă felicit în același timp. Și Georgeta Stepanov, decanul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat din Moldova, îi felicită pe absolvenții promoției USM 2021. Eu le doresc să aibă un drum bun, plin cu de toate și toate să fie bune, pentru că facultatea le-a dat competențe, facultatea le-a dat cunoștințe, facultatea le-a dat curs în viață. Le dorim să valorifice din plin aceste oportunități și să nu uite niciodată că USM este casa lor, casa noastră tuturor. Absolvenții cuprinși de emoții și mândri că au reușit să finalizeze studiile de învățământ superior și-au exprimat mulțumirea față de profesorii care au contribuit la dezvoltarea lor personală și profesională. Cum te simți? Ce emoții ai că ai reușit să ajungi la această treaptă? Este o plăcere, în primul rând este o onoare, pentru că au fost 4 ani grei de studii. Au fost ani în care uneori am vrut să cedăm pentru că a fost complicat. În schimb, la final, știți cum se spune, finalul încununează opera de fiecare dată. Și este o plăcere pentru noi să fim astăzi în calitate de șef de promoție și să înțelegem că toate obstacolele prin care am trecut și au meritat efortul ăsta. Sunt foarte emoționat, mândru și satisfăcut în același timp. Sunt mulțumit că am făcut studiile aici la USM și, cum mai spuneam, pentru noi este o mândrie să purtăm portul național și la fel este o mândrie să ducem mai departe faima universității. Sunt foarte emoționată, nu m-am gândit că o să am atât de multe emoții, dar totodată sunt foarte mândră că am ajuns în rândul celor care au absolvit și în rândul acelor șefi de promoție. Ce mesaj ai pentru profesorii care te-au ajutat în dezvoltarea ta profesională? Sunt foarte recunoscătoare și le mulțumesc extrem de mult pentru că mi-au oferit un exemplu extraordinar, de la care am învățat extraordinar de multe lucruri și care m-au motivat zi de zi să învăț tot mai mult și mai mult. Le mulțumesc foarte mult pentru implicare, pentru timp acordat și pentru grijă de care a dat dovadă pe parcursul anilor. În primul rând vreau să le mulțumesc pentru că
profesorii și cadrele didactice, academice din cadrul Facultății de Drept nu au cultivat în noi doar capacități și cultură în mediul academic și în general în drept, dar ne-au învățat în primul rând să fim oameni și ne-au învățat să cultivăm în noi valori cu care putem spune că suntem oameni în viață și cu care putem merge demn, cu verticalitate și să înțelegem că în primul rând suntem personalitate și după aia suntem profesioniști în domeniul dreptului. Ce intenționezi să faci după facultate? Eu aș fi dorit să spun că rămân fidelă Universității de Stat din Moldova, dar îmi doresc să cresc un pic mai mult și voi urma un program de master peste hotare. Am fost deja admisă la un master peste hotare, dar sper că tot ceea ce voi acumula acolo, la nivel de cunoștințe, voi reuși să aplic acasă la cancere, pentru că oricum, în orice caz, Moldova rămâne țara noastră. Intenționez să continui studiile la masterat și în același timp să mă angajez să-mi fac o carieră. Este o provocare foarte mare, pentru că foarte mulți acum vor să pleci peste hotare, însă eu sunt foarte legată de Moldova și stau la dubie.